Elevii și copiii de grădiniță revin de astăzi la cursuri potrivit structurii anului școlar 2021-2022. Aceștia au intrat în vacanța de primăvară pe data de 15 aprilie 2022, pentru o durată de 2 săptămâni și o zi. Semestrul al doilea mai are 6 săptămâni de cursuri pentru elevii care nu sunt în an terminal și se vor încheia pe 10 iunie. Până atunci mai sunt 6 săptămâni de cursuri. Elevii din anii terminali au examene, așa că încheie cursurile mai devreme. Structura cursurilor pentru elevii din anii terminali, clasa 12-a, încheie cursurile la data de 27 mai 2022, cu 2 săptămâni înaintea celorlalți elevi de liceu, iar clasa 8-a încheie cursurile la data de 3 iunie 2022, cu 1 săptămână înaintea celorlalți elevi de gimnaziu. Clasele din învățământul liceal, filieră tehnologică și învățământul profesional încheie cursurile la data de 1 iulie 2022, cu 3 săptămâni după ce toți ceilalți elevi au luat vacanță. Majoritatea elevilor din clasa 12-a încep săptămâna următoare tezele de final de an și de final de liceu, iar cei de a 8-a peste 2 săptămâni. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a 2-a vor avea loc după cum urmează. În 10 mai, proba scrisă la limba română, iar în 11 mai, proba de citit, urmând ca în 12 mai să aibă loc proba la matematică. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a 4-a se va desfășura în perioada 17-19 mai, începând cu proba la limba română, apoi cu cea la matematică și proba la limba maternală 19 mai. Pe elevii de clasa 8-a îi așteaptă și evaluarea națională. Aceasta va începe în data de 14 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română, fiind urmată în data de 16 iunie de proba la matematică. Examenul național de bacalaureat din acest an, sesiunea iunie-iulie, va începe în 20 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română. În 21 elevii vor avea proba obligatorie a profilului, iar în 22 iunie proba la alegere a specializării. Rezultatele vor fi afișate în data de 1 iulie. Noul an școlar 2022-2023 începe în data de 5 septembrie și va fi structurat pe module.